Bugetul alocat programului pentru anul bugetar 2014 pentru acordarea de alocații financiare nerambursabile în cadrul programului START este de 13 milioane de lei la nivel național. Prin implementarea programului, în acest an se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de 130 de beneficiari. Programul START este un program ce se adresează IMM-urilor ce au până în 2 ani de funcționare. Sprijinul este de 80% din partea guvernului, iar suma ce poate fi accesată este de 100.000 de lei. Pentru că suma accesată este un pic mai mare, planul de afaceri este un pic mai complex. Desigur, pentru toate aceste programe există și obligații, nu sunt mari. Pentru unele dintre ele există obligativitatea angajării a două persoane. Pentru altele nu există această obligativitate, însă contează la punctaj. Desigur, noi aceste detalii noi le-am dat în cadrul sesiunilor de informare pe care le-am făcut la Centru de Afaceri. Aplicația va fi deschisă începând cu 17 martie 2014, ora 10, până pe 26 martie, ora 20. Cel de-al doilea program care poate fi accesat tot din această dată este Programul Național Multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului. Linia de credit se adresează asociațiilor, fundațiilor, dar și instituțiilor de profil. Înscrierea se face online și se decontează cheltuieli în contul la 1000 de lei, reprezentând cheltuieli de transport și cazare pentru 5 zile de târg ce se vor desfășura la București. Este o oportunitate a participa la un târg fără a avea niciun fel de cost. Deci este un sprijin într-adevăr pentru cei care desfășoară acest tip de activități, meșteșug și artizanat. Aplicația a fost deschisă pe 17 martie 2014, ora 10 și se va închide cu 3 zile înainte de desfășurarea ultimului târg regional. Prin acest sprijin financiar acordat meșteșugarilor, se dorește stimularea dezvoltării activității pe care o desfășoară și a micii industrii din România, dar și protejarea meseriilor, care presupun un număr mare de operații executate manual în practicarea lor și relansarea serviciilor și a produselor realizate de aceștia.